După ce a părăsit formațiunea ALDE, Scarlatti Riza va reveni la vechea dragoste PSD. Mutarea va avea loc în toamnă, după cum afirmă chiar politicianul. Am zis să nu lucrez ceva din sesiuni în coaliție și am zis că e mai bine să mă declar senator independent și începând cu sesiunea parlamentară care bate la ușă să iau o decizie. Dar luați în calcul și un alt partid? Nu, nu. Numai PSD-ul. Senatorul dezvăluie că nu va fi un simplu membru în organizația de la Gorj, ci va primi o funcție. Și eu de-abia aștept să vin acasă. Deci în această toamnă? În această toamnă, Iriza, mai mult ca sigur, va fi membru PSD și probabil vicepreședinte. Scarlatti Riza a părăsit ALDE în urma numeroaselor scandaluri din partid, dar și ca urmare a faptului că nu a primit funcția de președinte al organizației județene după plecarea lui Dian Popescu.